Numărul șomerilor a scăzut semnificativ în Gorj în primele luni ale anului 2018. În prezent, rata șomajului este cea mai mică înregistrată din județul Gorj din ultimii 21 de ani. Reprezentanții AJFM Gorj spun că zeci de șomeri au beneficiat de prime din partea instituției datorită faptului că și-au găsit un loc de muncă înainte de a expira perioada de șomaj. În luna martie anului 2018 se înregistrează cea mai mică rată a șomajului din ultimii 21 de ani la nivelul județului Gorj. La ora actuală, de cea mai mică rată a șomajului din ultimii 21 de ani, avem la ora actuală 7150 de șomeri înregistrați la nivelul județului Gorj, din care 2946 sunt femei, numărul șomerilor indemnizați fiind de 2753, numărul șomerilor neindemnizați fiind de 4397. Din datele prezentate de reprezentanții AJFM se observă că, din numărul total de 7150 de șomeri, aproximativ 2900 sunt femei. La sfârșitul lunii februarie 2017, la nivelul județului se înregistrau 11300 de persoane fără un loc de muncă. Iată că, în primele luni ale anului 2018, numărul acestora a scăzut cu aproximativ 4000 de persoane. Eu zic că asta spune destul de mult de cum a evoluat economia la nivelul județului Gorj. Au venit investitori, au primit sprijin și din partea autorităților, s-a deschis și iată că fabrica de cabluri de care se tot vorbea că s-a înființat, deja chiar am fost săptămâna trecută într-o vizită de lucru și am discutat cu domnul director de acolo, deja s-a cam stabilizat personalul, sunt 1120 de persoane angajate. Directorul AJFM Gorj spune că numărul șomerilor este în scădere datorită noilor societăți comerciale care și-au stabilit sediul în Gorj.